Bună ziua! Iată trei legende politice din generații diferite. Vă rog frumos pe domnul Costel Pantilimon, managerul general al clubului, să ne spună câteva cuvinte, apoi domnii Codrea și Notariu și apoi întrebările. În primul rând, bună ziua! Mă bucur că sunteți alături de noi, chiar dacă v-am zis, am făcut-o pe repede înainte, dar am ținut neapărat să vă prezint cei doi oameni de care tot vă spuneam zilele trecute. Am ținut neapărat să vă prezint doi oameni care au contribuit la istoria acestui club și sper și de aici încolo să ne ajute să ne dezvoltăm cât mai bine. Paul, îi mulțumesc că a venit alături de noi, ne-a rotit la fel și din momentul ăsta sper să cumva să avem o colaborare cât mai bună și cât mai benefică pentru club. Sunt la dispoziția dumneavoastră, astăzi e doar despre ei, sunt alături de ei tot timpul, dar asta aș vrea să-i scoateți în evidență doar pe ei. Vă mulțumesc. Noul director sportiv al clubului, domnul Paul Cornea. Paul. Da, bună ziua, bine v-am găsit. Ce zic, mă bucur că sunt aici, mă bucur de încrederea pe care Costel mi-a acordat-o și clubul Politehnica. Sper împreună cu el, cu ceilalți membri ai conducerii și cu Roti, să reușim să schimbăm puțin fața actuală a fotbalului timișorean. Vedem cu toții că suntem într-o mare suferință, problemele sunt foarte mari și sperăm că prin venirea noastră la acest club să atragem mult mai mulți oameni de partea noastră, să reușim să ne unim puțin oamenii din Timișoara și cei care iubesc Poli, să atragem din nou lume la stadion, pentru că vedem că și suporterii, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini. Mi-aduc aminte când am pornit la acest club, la Liga 5, am jucat și cu 2-3 mii de suporteri și asta îmi doresc să văd și acum, să văd că suporterii ne arată prin fapte că sunt alături de noi. Noi am venit, ne-am pus fața, suntem aici să muncim, vrem să facem lucruri mari, dar avem nevoie de sprijinul lor. Domnul Iosif Rotariu, șeful departamentului de scouting la club. Bună ziua! Mulțumesc frumos că ați venit la această conferință de presă. Vreau să-i mulțumesc domnului Costel Pantelimon că el permite să vorbesc la persoana a doua, este managerul general al clubului. Paul Codrea, director sportiv, sunt foști elevi de-ai mei de la fotbal, Paul chiar și coleg. Și dacă n-ar fi fost ei, probabil cu siguranță mai mult ca sigur nu m-ați fi văzut pe mine aici, pentru că de-a lungul ultimelor perioade am avut tot felul de discuții cu oameni care n-au jucat fotbal, care n-au fost în mediul fotbalistic și atunci pe undeva mi-a dispărut plăcerea aceea de a reveni în fotbal și a ajuta. Au venit ei doi, m-au contactat, am văzut viziunea despre, nu despre trecut, ci despre prezent și viitor, pentru că va fi o colaborare pe o perioadă mai lungă de timp. Sunt doi oameni care au jucat la echipa națională, au jucat mult timp în străinătate, o altfel de mentalitate decât cei care au fost numai în România, au o altă experiență și eu fac parte din acești jucători care au jucat în străinătate și vin cu experiența vârstei, în primul rând, a faptului că am fost antrenor secund și la echipa națională și sper ca împreună să facem ca lucrurile să, de acum încolo să meargă mult mai bine pentru Poli Timișoara. Pentru că Poli Timișoara a fost un brand, este și va fi în continuare. Cred că va fi brandul numărul unu al Banatului. Întotdeauna a avut suporterii de partea ei. Și acum, pentru prima dată în conducerea clubului, sunt chiar oameni care au pus umărul la ascensiunea Politehnicii și sunt oameni de fotbal. În privința rolului meu care îl voi avea, mă voi consulta atât cu Fane cât și cu Paul la departamentul de scouting. Voi merge să monitorizez jucători, nu numai din Academie sau la echipa mare și din alte localități, tot ce înseamnă zona de vest a țării și voi propune, voi urmări. Și atunci ne vom sfătui împreună pentru că ideile cam corespund și viziunea despre fotbal, pentru că sunt trei oameni de fotbal. Nu poate să fie decât mici diferențe între a vedea calitățile unui jucător. Și atunci va fi mult mai ușor să discut cu oameni care au jucat fotbal decât cu alții care n-au jucat fotbal. Întrebările dumneavoastră, vă rog. Vrei mai colabora cu cineva? Scouting sau adică ești singur.